pe părintele profesor Vasile Mihoc, de la Facultatea de Teologie din Sibiu, care participă la, cred că e a patra ediție la noi, a adunării oastei Domnului, împreună cu părinții Iosif Toma din Sibiu și părintele Ionel, din Ionel Marin, din Tecuci, și părintele Arhimandrit Timen, care este părintele vicar de la Episcopia Romanului. Le mulțumim că au înfrumusețat această slujbă și, în mod deosebit, îi mulțumesc părintului profesor Vasile Mihoc, care este un prieten foarte apropiat al mitropoliei noastre, al Înaltea Sfințitului, mitropolit Iosif, în special. Dânsul este nelisit de la orice congres, aproape orice congres al mitropoliei noastre, de la Universitatea de Vară și în foarte multe pelerinaje de la Sfințeala Sfântă, pentru că Sfinția sa este specialist în studiul Noului Testament. Ați văzut ce tâlcuire inspirată a Evangheliei de astăzi ne-a dăruit Sfinția sa. A zice că este asemenea cărturarului acelea din Biblie, de care zice Domnul Hristos că omul înțelept scoate din isteria lui noi și vechi. Cele vechi, adică învățătura Noului Testament și cele noi adaptate zilelor noastre. Mulțumim, Părinte Profesor, să vă țină Dumnezeu harul și puterea. Mulțumim, Părinte, să fiți veșnic tânăr, să veniți. Păi ne simțim tare bine aici, ne simțim acasă și chiar nu avem așa nicio nici cu adevărat acasă. Și pentru asta mulțumim Înaltea Sfințitului Iosif, care, cum spunea Părinte, este așa de drag și de apropiat și face, să știu, o activitate uluitoare Înaltea Sfântului. Nu știu că știți dumneavoastră, dar Părinte sigur știe. Dar Înaltea Sfântului Mitropolit Iosif este un misionar cum n-am văzut. Deci, ce se întâmplă în vestul Europei prin lucrarea mitropoliei noastre într-o Europa Occidentală și Meridională este cu adevărat unic și uluitor. Și se vede o lucrare în Dumnezeu extraordinară, nu numai pentru români, și, în general, pentru împlinirea lucrării Mântuirea Lui Dumnezeu. Mulțumesc foarte mult pentru ieri, pentru astăzi, în ziua aceasta. Noi ne simțim realmente foarte bine aici și măcar că mie mi-e greu puțin să las paroia mea, că și eu am așa ca știția voastră, cum mă vedeam că avem. Trebuie spovedit și trebuie prostumidia, trebuie pomenit. Așa e și la noi. Și când plec de acasă, este puțin cam greu cei care rămân, dar Domnule, iată, ne ajută să fim și mulțumim de aici. Mulțumim pentru jertfă și mă bucurat mult de credincioși, că ies acolo, copiii stau în spate, dar ascultă și liturghia, se mai roacă acolo, mai fac ceva, dar și ascultă liturghie. Și este foarte, foarte bine rânduit așa lucrul acesta. Și spun Dumnezeu pe toți care sunteți, iată, de parte, de casă, pe meleaguri depărtate, cu probleme, cu greutăți, cu necazuri, cu copii, cu servici, cu grija de părinții de viață pe acasă, Dumnezeu să vă ajute să vă binecuvânteze și să simțiți tot așa pentru credința noastră minunată și sfântă și pentru poporul nostru, care e în sărbătoare, a spune în sărbătoare, dar această sărbătoare nu e informală, e sărbătoare adâncă, pentru că este mare lucru faptul că noi românii suntem, iată, o țară, un popor. Și așa s-a făcut prin Harul Lui Dumnezeu. Lucrarea Lui Dumnezeu a fost un moment de grație, în 18, pe care noi trebuie să-l amplificăm, să-l dezvoltăm, să-i dăm sens. Văd că se fac anumite sărbători, așa, anumite celebrări de aceea, care sunt formale, care sunt reci, care sunt exterioare, care nu ating miezul problemelor. E dumneavoastră care sunt departe de țară, simțiți altfel, cred. Că avea o țară este mare lucru. Avea o limbă. Știți? Vă simțiți bine că slujba e și limba română. Copiii dumneavoastră deja se depărtează. Limba lor va fi mai degrabă limba engleză. Limba colegilor, limba mediului în care trăiți. Dar noi să sfințim și limba engleză, și țara unde suntem, și poporul în care trăim și tuturor să ne mărturisim pe Hristos, Mântuitorul și minunata noastră credință și Biserică Ortodoxă. Mulțumim, Părinte Profesor, să vă
ține Dumnezeu sănătos, să ne trăiți în mulți ani și... După amiază de la ora 2:30, da? 2:30 avem adunare Osei Domnului și vă invităm cu drag. Dacă vreți să veniți, va fi tare frumos. O să fie și... nu o să fie supa duminicală, cum ne-am obișnuit, dar o să fie ceaiul și cafeaua aici pentru noi și după aceea putem rămâne. Da, și... La 2:30, cam așa, că la 2:30, nu? Da. Și până de seară, cea seară am stat până la 11, a fost tare frumos. Când era prestul Ignatie, pe prestul Macarie, Moise, minunate, că nu mai deam culcat aici. Când dea târziu, pentru că... Să vă rugați să ne trimite Dumnezeu un alt preasfințit Ignatie. Mi-a spus că în altul eu sunt zice, greu l-am lăsat. Că e greu de găsit un om ca preasfințit Ignatie. Dar trebuia acolo. Dumnezeu are de unde, deși oamenii buni nu sunt chiar așa de deși, cum ar trebui să fie. Da? Doamne ajută! Să sfântăm Ivro, pentru că ați vorbit de unire. Programul liturgic este săptămâna aceasta în fiecare seară. Avem slujba aici, de la ora 7, iar miercuri dimineața de la 6 și joi dimineața de la 6 avem Sfânta Liturghie. Miercuri, pentru că este un mare sfânt irlandez, Sfântul Finia, și să încercăm să-l atrăim. S-a născut în anul 500, a murit în anul 549 și a avut o școală biblică extraordinară, a avut la un moment dat 3.000 de ascultători. Stăteau în fața lui pe Câmpul Verde și ascultau tâlcuirea Sfintei Scripturi. Și noi trebuie să cinstim Sfinții în mijlocul cărora... Am că aveți cu coridoare, aici, da. La rând, cu icoane, cu Sfinții locali. Ce lucru minunat. Ei au uitat. Și ce vorți aveți să venim noi să le amintim ca un Sfinț, nu? Să le cinstim mai mult. Miercuri dimineața de la 6 la 7 și jumătate gata, Sfânta Liturghie, puteți merge la serviciu. Și joi dimineața de la 6. Iar în rest, în fiecare seară de la ora 7 seara, este... pe cernie și vă puteți povedi. Dumnezeu se primească, să-i trăiți în mulțumim. Să trăiți într-o mulțumim. Da, primul. Haideți aproape, care vreți să cântați?